trebuie să spun treaba asta cu prostia numită rating, că la vremea aceea, la vremea respectivă, Iisus a avut rating mai mic decât Barabas. O fi fost bine? Poporul l-a ales pe Barabas să fie iertat de crucificare și de la moarte. Pilat așa a zis, pe cine? Pe cine s-o mor, pe cine nu? Și poporul l-a ales pe ăla să-l salveze. Deci Barabas a avut un rating mai mare decât Iisus. O fi bine? Refacere! Bine ați venit! Bine că v-am găsit! Ne-ați găsit bine? Da, v-am găsit într-un loc. Știți de ce vă întreb, drag dumneavoastră, într-adevăr? Vă întreb pentru că mi-au spus câțiva oameni dragi mie și în care eu cred că emisiunea asta n-ar trebui să aibă loc. Pentru că dezvăluie anumite lucruri în ceea ce îi privește pe artiști care nu trebuie dezvăluite. Unii este doresc un punct să de se dezvăluie, alții nu doresc. Este utilă o emisiune de genul ăsta? Eu zic că da. Rămâne document și ăsta este un lucru extraordinar. Fantastic, aș putea spune. Lucrul la care nu m-am gândit absolut niciodată. Totdeauna am trăit cu acea idee, după mine progresul. Și... de asta tot ce făceam era sub semnul adevărat al teatrului, al efemerului teatrului, trăiește-ți clipa. Și acum, organizând un fel de net voting pentru melodiile folk ale mileniului trecut, am căutat și am cercetat și am văzut că o mulțime din cele mai frumoase melodii alea pe care, după care nebuneam noi atunci la începutul anilor 70, nu există nicăieri pentru că nu s-au înregistrat. Și atunci cred că e nevoie de o mărturie peste veacuri, poate s-o trezi cineva după vreo 100 de ani. Dom'le, am auzit că a fost unul pitiș și ia să vedem noi ce a vrut el. Vrea să ne fure calul? Ce vrea? Orice om are dreptul de a se bucura de artă și de a participa la viața culturală a societății. Nu cred, și obligația, este un citat, din păcate. Nu, este un citat din drepturile omului pe care dumneavoastră le-ați citit atunci de mult în Clubul Arhitecturii. Și ați fost interzis o bună perioadă. Ce va veni, nu, domnul Pitiș? Nu ați simțit că nu-i momentul? Nu, de ce? Trăiți periculos? Nu, absolut deloc. Eu, dintr-un anumit moment, am aderat cu mare bucurie la curentul hippie. Un hippie nu calcă legile. Niciodată. Dar știe să le folosească. Eram în 75, după ce s-a semnat actul de la Helsinki, și am citit din editura politică declarația drepturilor omului. Așa cum am spus, asta ar fi trebuit să existe pe toți pereții, pe toate gardurile, să le știe toată lumea. Cu atât mai mult cu cât se și încheie declarația asta, nicio persoană nu poate apela la aceste drepturi ale omului împotriva legilor țării respective. Atenție! Și am citit-o, știind ce carte joc, nu știm cine în sală, nu era o sărbătoare a Clubului Arhitecturii și de obicei acolo se întâmplau lucruri mai ciudate. Și am spus acest preambul, după care am citit-o alb. Fără interpretare, fără să ridic privirea, pentru că știu, totul s-ar fi interpretat, că citeam ceva și pe urmă ridicam privirea, adică ați înțeles ce e acolo. Și am citit-o, am făcut-o cunoscută, atât și nimic mai mult. După care, fără să existe nimic scris din partea nimănui, a funcționat acea autocenzură din partea tuturor, în special la Asociația Studenților din București, că e mai bine să nu-l mai chemăm pe ăla. Ne face probleme. Da. E mai sigur să nu chemăm pe ăla. Și de aici totul s-a pornit, că aș fi fost interzis, n-a scris nicăieri nimeni nimic. Dar pornind de aici că mai bine să nu-l chemăm, studenții mai isteți au înțeles ce se întâmpla. Ăla e interzis, dar nu eram singur, mai era și Dorin Liviu Zaharia, mai eram câțiva, eram un grup de... Că bine spuneți, încă unul! Refacere! Asta a fost dublă, da. Dublă la clachetă! Da. Asta e Bucureștiul nostru? O parte din Bucureștiul nostru. Ăsta e Bucureștiul dumneavoastră drag, da. Aici, nu? Da. În primul rând că e aproape de casă și în al doilea rând pentru că aici de la sine s-a creat o atmosferă extraordinară în acest loc unde mă întâlnesc și eu cu câțiva prieteni. Dar clar de la sine. Sunt, în general, specialiști de muzică. Mm-hmm.
sunt cronicar de muzică și dacă, așa cum îți spuneam, dacă stai la masă cu ei și nu știi că Since I've Been Loving You este a patra de pe fața întâi Led Zeppelin 3. Ce mi-ați făcut? Data viitoare mai bine stai la altă masă. Ce mi-ați făcut? N-a fost vorba că intru eu și spun nu cunosc, dar primiți-mă jumătate oră că sunt cu domnul Ești Pitici. Cu mine. Mi-ați mâncat replica, vedeți? Făceați și pe scenă așa? Nu, niciodată. Ah, și cu mine niciodată. De ce faceți așa? Asta nu e scenă, asta e viața, aici poți să-mi permit. Aici puteți să vă permit. Aici e și mai grav totuși. Când vi s-a spus prima dată că sunteți cam ciudat? Și că nu vreți să stați alineat? Când aveați 5 ani? Când? Da, cam... și mai devreme, cred. Cam așa ceva, probabil. Dar de unde vine spiritul ăsta revoluționar? Știi care era porecla mea acolo în cartier cu Mihai Stan, unde am stat pe cazărmii? Mi se spunea buricul pământului. Așa că îți dai seama, cam de atunci, că îmi închipuiam că sunt buricul pământului. Dar asta ține de ce ți închipui tu sau ține de o atracție pe care o exerciți asupra celorlalți și devii buricul pământului fără să-ți propui? Nu-mi cere să conștientizez ceea ce fac. E prea mult pentru mine. Încă mai am atâtea de făcut. Am mai spus și cu altă ocazie, dacă a stat să mă analizez acum ce am făcut până acum, ce n-am făcut, am două variante. Una este sau să-mi iau în cap, că mi-au ieșit prea multe din câte mi-am pus în gând și le-am făcut, sau nu mi-au ieșit prea multe și deci să-mi pun ștreangul de gât. Prefer încă să mai acționez, să mai muncesc. Oricum nu e încă momentul de tras linie. Bineînțeles. Și o trage altcineva, nicio problemă. Cine credeți că o trage? Știe el. Cineva care mă iubește, sunt convins, mai mult decât îndrăznesc eu să-l iubesc. Ia uite, că vorbeați de prieteni. Da. Prietenul meu, domnul Florin Iaru. Domnul Florin Iaru, ce faceți aici? L-așteptați pe domnul Pitiș? Nu. Sunt cu noua generație. O creșteți? Nu, ea mă crește pe mine. Ah, bun! Bun răspuns! La revedere, ne vedem. Da. Ce așa? Poftiți, aici? Vă rog. Să stăm? A, da. Ați rezervat-o? Da. Noastră stați aici mi-ai spus sau că acolo? Să... Unde dorești? Stați acolo. Bine? E bine dacă stă domnul Pitiș acolo? Vă invit să stați. Vă mulțumesc. Jos, că așa mi s-a explicat, trebuie să stau în picioare până se așează doamna și... Da? Cine v-a explicat soția asta mea. Prima dată? Soția mea. Așa adică târziu? Mai fi și tu atent la ce se întâmplă în lume, nu mai mânca așa ca la cantină. Așa de târziu? Nu pot să cred. Despre dumneavoastră se spune că sunteți un gentleman perfect. Așa ca pornire interioară, dar nu... Încă n-am învățat toate ritualurile. Ar fi bine să le învăț. Și ce ar mai fi de învățat? Păi de toate. De exemplu, când pleci în America, trebuie să știi mai nou că dacă nu lași prosopul pe jos în cameră, nu ți-l ia camerista. Atunci e semn că e murdar și trebuie schimbat. Dacă îl pui acolo, ți-l lasă... Sau e semn că ești ecologist și da, ții la risipa... A, să nu-mi spuneți că știe... Aha, ați pregătit totul. Evident. Mulțumim mult! De ce? Mulțumim! Cât de des vine domnul Pitiș aici? Foarte des. Da? Nu, de multe ori, dacă am des vorba lui Caragiale. Mulțumesc mult. Să-mi spui cât zahăr. Gata, mulțumesc. Care și frișcă. Da. Ia acum să-mi spuneți dumneavoastră ce se aude aici. Blues, Eric Clapton. Doar se numește Blues Cafe. Și se pare că asta a adunat oameni de o altă factură. Știe uluitor cum orice local se deschide în București dorește să creeze atmosferă, să fie un loc de întâlnire al elitei bucureștene dragă și așa mai departe. Dar se ajunge la situația din celebru banc cu astronautul care a vrut să deschidă un bar pe lună, dar n-avea atmosferă. Aici atmosfera s-a creat de la sine. Ce am eu senzația, mă rog, de când v-am văzut prima dată pe scenă și ne cunoaștem destul de puțin, dar întotdeauna când v-am văzut, inclusiv căutând în arhivă tot felul de piese vechi puse de toca sau și la televiziune, tot timpul am avut senzația că de fapt dumneavoastră sunteți nemulțumit și de dumneavoastră și de ce e în jur și de... Dar nu știu de unde... De... Ai înțeles bine. Da, când m-ai invitat aici, mă gândeam și eu, dom'le, ce e cu mine? Ce se întâmplă cu mine? De ce am făcut ce am făcut? Iată, acum la radio unde sunt,
Iar am făcut un lucru surprinzător pentru foarte multă lume. Un radio cum încă nu există. Un radio al viitorului. La fel și spectacole care au fost făcute aici. La Teatrul Bulandra, pe care le-am făcut eu, porneau probabil dintr-o nemulțumire a mea față de teatru existent atunci, de un anumit gen de teatru, și față de existența mea în teatru. Atenție mare, vă rog din suflet, nu vorbesc în numele Teatrului Universal, eu vorbesc de acel gen de teatru pe care îl iubesc eu. Eu reprezint o latură a teatrului. Cu de la mine putere m-am băgat în acest curent care a apărut pe la mijlocul anilor 60. Vă referiți la hippie? Teatru modern, nu, în teatru. Da. În teatru unde mai important era să te exprimi pe tine decât să faci servicii cuiva. Nu te mă osteni să minți! La dracu, tată, din clipa în care m-am îmbarcat și m-am întreținut singur, am descoperit ce înseamnă să tragi din greu pentru o plată de mizerie și cum e că n-ai ce mânca și când trebuie să dormi pe o bancă în parc. Am început să fiu înțelegător cu tine pentru că știam prin cât ai trecut de când erai copil, dar figura pe care mi-o faci acum e prea de tot. Dumnezeule mare, mi-o face să vărzi! Să nu ți închipui că am să te las să scape așa de ieftin! N-am să mă duc la niciun spital oarecare pe cheltuiala statului! Numai ca tu să economisești câțiva dolari împuțiți cu care să-ți cumperi un alt Maidan! Pătrân zgârcit! Mai important este eseul tău de gânditor și de creator și de artist pe marginea subiectului propus de spectacol. Asta însemna dintr-o dată altceva. Din cauza asta, nici nu știu și nici nu cred că aș fi putut să fac acele acte, după părerea mea, senzaționale, iar un dar de la Dumnezeu uluitor, de transformism. Adică a intrat pe scenă și a devenit dintr-o dată altul. Nu mai recunoșteai. Deci a pus o mustață și de asta, cine o fie, da, s-a transfigurat. Nu. Nu cred în chestia, eu personal, încă o dată spun. Pentru că ieșind afară, lumea se uită în program și vede cine a jucat. Și oricum se dezvăluie ce. Unde-i farsa, unde-i minciuna, trebuie să vadă cum e. Și atunci, în mod clar, fără ajutorul unor aplice de-astea exterioare, mustăți, coafură de altă natură, pentru mine mai important era să descoper modul de a gândi al unui personaj și ritmul gândirii. Cum spunea Andrei Șerban, dacă te apuci de un lucru, dacă tot pui o piesă în scenă, dacă tot joci un rol, dacă tot cânti un cântec, trebuie să devii toată ființa ta acel cântec, acel rol, acea piesă. Ați jucat Ariel, nu? M-am văzut la Icoane. Ce memorie! S-a creat și s-au creat momente pe care dumneavoastră le-ați împărtășit unul altuia și cu care ați mers după aia până acum în 2005, umăr la umăr cu ceilalți. Momente din acelea în care totul strălucește și sunt niște legături care nu se mai pot desface. Ariel a însemnat o experiență ca orice rol, de altfel.